du-te la un om sărac, te va pune la masă, du-te la un om bogat, nici nu te va băga în casă. Alo și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un videoclip mult mai special. Eu sunt Feri, iar astăzi o să vă vorbesc despre câteva diferențe dintre un om sărac și un om bogat. Așa că mi-am scris pe caiet pentru a nu-mi da câteva... Așa că haideți ca să începem. Omul sărac muncește pentru a câștiga o pâine. În schimb, cel bogat fură și înșală pentru a avea mult mai multă avere. Omul sărac fuge de probleme, în schimb, ce omul bogat plătește și scapă de ele. Cel sărac consumă mai puțin curent pentru a nu plăti mult. În schimb, cel bogat consumă foarte mult pentru că fură și are de unde plăti. Omul sărac crede pe oricine, în schimb, și omul bogat se crede doar pe el. Cel sărac se mulțumește doar cu o pâine, în schimb, și cel bogat nu se mulțumește cu nimic. Omul bogat își dorește bani și multă avere. Omul sărac se bucură că este cinstit și că este sănătos. Cam atât a fost, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, sper că v-a plăcut și tot ce așa am spus eu este foarte adevărat, pentru că în ziua de azi este o vorbă. Du-te la un om sărac, te va pune la masă, du-te la un om bogat, nici nu te va băga în casă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați un like, eu am fost Feri și vă mulțumesc mult de tot. Bye!